Oamenii care nu au acoperiș deasupra capului vor primi sprijin din partea autorităților pe timpul zilelor și nopților în care se înregistrează temperaturi cu mult sub 0 grade în termometre. Ministerul Sănătății a reactivat sistemul de măsuri pentru prevenirea deceselor prin hipotermie pentru persoanele fără adăpost și le-a cerut autorităților să reia patrulările prin orașe și să ridice de pe străzi persoanele fără adăpost. Acestea trebuie cazate în centre destinate oamenilor străzii, iar în Bacău singura locație este tabăra de sinistrați de la Ghereiești. Polițiștii locali au început deja transportul acestora și cazarea lor în barăcile metalice. Noi am început deja patrulările atât ziua cât și noaptea. Am ridicat 3 oameni ai străzii care se aciuaseră în zona Pieții Nord și i-am trimis în tabără. S-a suplimentat și numărul de containere, iar acum pot fi adăpostite în jur de 30 de persoane, a declarat Florin Podoleanu, purtătorul de cuvânt al Poliției Locale Bacău. O altă locație preferată a celor fără adăpost este unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Bacău. Este știut faptul că seară de seară mai mulți oameni ai străzii își caută motive pentru a ajunge aici. Unii solicită ambulanța pentru că se simt rău, alții vin pur și simplu pentru a face o baie și a dormi la căldură pe un pat curat. Reprezentanții spitalelor sunt obligați să-i țină sub supraveghere pe tot timpul nopții, iar dacă vor să plece mai devreme, atunci trebuie îndrumați către tabăra de sinistrați. 2 persoane au fost astă noapte. Au stat mai mult de 12 ore și noi am raportat la Ministerul Sănătății conform protocolului pe care îl avem cu Ministerul Sănătății în acest sens. Ni se asigură îngrijiri medicale sau doar? Păi n-a fost nevoie. Sunt oameni care nu au adăpost și care în principiu vin și stau pe hol la noi ca să nu înghețe de frig afară. Prognoza meteo pentru județul Bacău anunță pentru zilele următoare temperaturi la fel de scăzute.